Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție City Pulse. Mă numesc Marian Dalban și sunt gazda dumneavoastră de astăzi. Poate mi-aș dori câteodată să văd tineri, să văd cetățenii din această țară că ies în stradă și pentru alte probleme. Pentru probleme, de pildă, în domeniul educației, care, dacă ne uităm la buget, suntem ultimii din Europa. Pe probleme ce țin nu neapărat de educație, dar ce țin de sănătate. Lucruri care ne doboară și ne afectează grav țara. Ieșim în stradă tot timpul și pe probleme ce țin de, să spunem, de o ordonanță de urgență venită din partea guvernului care a supărat opinia publică. Mai mult sau mai puțin, să spunem, motivată. Vorbim despre legea amnistiei și a grațierii astăzi, alături de profesorul Vasile Lupu. Domnule profesor, permiteți-mi să vă zic, profesor, în continuare, chiar dacă v-ați retras din partea, de pe partea aceasta din banca școlii, bine ați venit alături de noi. Bine v-am găsit. Între activitățile din domeniul juridic se cuprinde și cea de la catedră, de la catedră universitară, dar cel mai mult latura care predomină în activitatea mea profesională a fost de cercetător științific, de deputat în Parlamentul României și cu rol de legiuitor acolo. Lumea mă cunoaște în general, deci generația mea, sigur că... Ați fost și vicepreședintele Camerei Deputaților într-o perioadă. Am fost 5 ani vicepreședintele Camerei Deputaților, 4 ani am condus cele mai importante dezbateri ale Parlamentului, pentru că veneam din partea Partidului Național Socialist Creștin Democrat, principalul partid de guvernământ atunci, și apoi o experiență foarte interesantă și care mi-a deschis orizontul de jurist mai mult ca oricare alta, a fost activitatea în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasburg, unde am fost 6 ani membru, iar 2 ani și jumătate am fost președintele delegației parlamentare române. Acolo m-am lămurit ce cu statul de drept, care sunt șansele democrației în țara noastră, alături de celelalte țări europene, și care sunt valorile pentru care trebuie să ne batem. Oricum, deci, experiența mea de jurist cu 40 de ani de activitate juridică în spate, ba chiar mai mult, nu se potrivește cu ceea ce se consumă astăzi în lumea juridică și mai ales în lumea politică, dat fiind faptul că am activat și în politică vreo 10 ani. Domnule profesor, ați pomenit un lucru foarte important și anume statul de drept. Mie îmi place să vă provoc un pic așa. România este un stat de drept? Statul de drept nu este o realitate concretă. Statul de drept este un ideal, este un obiectiv, este o țintă spre care tindem. Dar nici țările cele mai evoluate între ale democrației, așa din lume, n-au pretenția de un stat de drept consacrat sau definitiv. Sau dacă vreți, statul de drept este o utopie, un proces continuu. Nu chiar o utopie, dar un obiectiv spre care tindem. Statul de drept are două coordonate fundamentale, două baze. Instituția drepturilor fundamentale ale omului și primordialitatea legii. Iar scandalurile din ultima lună și, să zicem, și din campania electorală din țara noastră, în jurul acestor două coordonate s-au consumat. Din păcate, nouă românilor ne lipsesc două simțuri necesare pentru o viață mai bună. Simțul memoriei și simțul legalității, al respectului față de lege. Simțul memoriei am uitat foarte ușor prin ce am trecut, ce s-a consumat, ce
dacă luăm personalități individuale sau oameni, persoane izolate, oameni cu rol în viața politică a României, uităm trecutul fiecăruia și poporul român este mult mai vulnerabil la dezinformare, la manipulare, o spun cu regret. Dar poporul nu este vinovat niciodată. De vină sunt cei pe care poporul îi trimit la instrucție, care urmează niște școli, niște studii și nu lămuresc poporul. Comunismul a lăsat un gol imens în societatea românească pentru că a distrus intelectualitatea. Cei care s-au format, s-au format în cu totul alte condiții și au moștenit obediența, datul după vânt și nu s-au așezat, nu au luminat la timp masele ca să le ducă pe calea cea bună. Și aici este cauza principală că România a ajuns unde a ajuns. Putea să ajungă și mai rău. Speranțe sunt și nu trebuie să ni le pierdem, dar dacă lucrurile s-au schimbat în țara noastră, s-au schimbat odată cu aderarea la Uniunea Europeană și la NATO. Deci, fără Uniunea Europeană... Două etape foarte importante. Extrem de importante. Pentru dezvoltarea și integrarea României pe plan internațional. Foarte importante, fără îndoială, și în special importante pentru șansele statului de drept în țara noastră. Gândiți-vă că de 27 de ani sunt crime cu cea mai gravă calificare juridică de genocid, care n-au fost judecate până în prezent, și aici sistemul judiciar a pătimit. Sunt probleme care n-au fost rezolvate, iar vorbeam în pauză de restituirea proprietăților. În domeniul restituirii proprietăților este mai rău ca în 1990. Este cancerul României, domnule. Pentru că totul s-a făcut aiurea și cu grija stângii de a nu da nicio șansă familiilor foștilor proprietari, nu mari boieri, dar baza țării pe care i-a calificat regimul comunist chiaburimea, țăranul cu 10, 15, 20 hectare, aceștia au fost baza țării. Ei, cu legea 18 pe 1991, i-a dinorocit pe toți și aici eu văd și principala cauză a pustiirii satului românesc, situație care amenință poporul român în însăși ființa sa. Dar să revenim la statul de drept, deci ceea ce a inflamat ultimile săptămâni, legea grațierii, inițial proiectată și a amnistiei. Cred că majoritatea telespectatorilor cunosc amnistia șterge toate efectele. Da, este foarte important. Haideți să certificăm, să prezentăm conceptele un pic. Da. Deci amnistia șterge toate efectele condamnării. Deci cei amnistiați foști demnitari cu păcate penale devin curați ca lacrima, așa și pot reintra în scena politică, deci nu de amnistie aveam noi nevoie, și s-a invocat mereu situațiile din închisori. Situația din închisori, mă rog, grea pentru deținuți, nu-i de acum. Acum încă este bine, s-au făcut progrese. Nu ne putem compara cu perioada comunistă, cu regimul penitenciar de pe timpul lui
Vișinescu sau a canalului Dunărea Mare Neagră, când zilnic cărau căruțele la groapa comună deținuți, deședați în chinuri și bătăi, dar situația, să spunem, de igienă, de alimentație, trai, mediu ambiental din închisori, aproape că nu se deosebește cu cea din spitalele românești. Și aici jalea este mare, spitalele românești sunt infestate de tot felul de microbi și bacterii care fac ravagii. Am avut multe experiențe cu oameni apropiați, cunoscuți, care au intrat în spital cu o boală și au ieșit cu 3-4, unele fatale, așa. Și eu cunosc o categorie, nu de 2500 de persoane ca deținuții din închisori, ci de zeci de mii de oameni care mor cu hotărâri judecătorești sub cap, după ce s-au judecat 25 de ani pentru ogorul lor, după ce au făcut Siberia ca deportați sau au rost zidurile pușcăriilor în timpul regimului comunist și la care nu se uită nimeni. Numai la Iași am vreo 30 de cazuri de oameni care au decedat sau sunt pe patul de moarte cu hotărâri judecătorești de 5-10 ani la care nu se uită nimeni. Dacă mă aude prefectul Iașului, își amintește că am stat mult pe la ușile lui, așa, nu pentru interesele mele, n-am mișcat un deget și nu-i pasă nimănui. Acest scandal cu amnistia și grațierea a pornit de la faptul că o eventuală legiferare era cu dedicație. N-a fost cuprins în programul de guvernare și supus votului public, ci s-a încercat pe sub ușă, așa, a reglementa și câteva situații care să scoată din încurcături demnitari de cel mai înalt rang. Vezi președintele Camerei Deputaților și președintele Partidului de Guvernământ, vezi președintele Senatului în curs de cercetare și destui alții. Sigur, nu sunt 2500, dar e de ajuns că sunt 100. Oameni, da, de vârf. Și deci ideea aceasta pe care am auzit-o, mă rog, uneori chiar cu insistențe, lansată și de oameni cu oarecare pregătire, cu pretenții de analiști politici, cu pretenții de oameni de presă, că dacă te-a votat poporul fiind condamnat, nu mai e nevoie de justiție și este de vină justiția. Dar putem să lăsăm la mâna poporului acest vot? Absolut nu. Și avem un exemplu care a stat la baza întregii civilizații creștine. Deci Pilat din Pont s-a spălat pe mâini și l-a lăsat pe Iisus la judecata poporului. Iar poporul, între tâlharul Barabas și martiriul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu curat, l-a salvat pe Barabas. Mă rog, asta este partea creștină. Este o analogie? Este clar exemplu că nu poporul trebuie să judece. Jean-Jacques Rousseau, care este teoreticianul statului modern, așa, și chiar a statului de drept, spunea că poporul întotdeauna vrea binele, dar nu întotdeauna știe să-l caute.
De aceea a apărut separația puterilor în stat și judecata se face numai de către organele competente, specializate. De aceea avem putere judecătorească. Iar valul de atacuri, de critici pe instituțiile statului, care s-a dezlănțuit cam în ultimii 2 ani, poate fi cu consecințe catastrofale pentru viitorul, pentru viitorul României. Din câte știu, înalții guvernanți ai României au primit niște avertismente de la conducătorii NATO: dacă nu vă potoliți, vă paște soarta Ucrainei. Deci subminarea principalelor instituții în stat, a justiției, a parlamentului, a președinției, pune în pericol însăși existența unei națiuni. Acum vă întreb un pic, dacă tot am vorbit despre partea aceasta de organisme internaționale, zilele acestea chiar a fost emisă o scrisoare cu recomandări din partea Uniunii Europene cu privire la ce ar trebui să facă România în continuare. Și încă stăm deficitar, încă avem o situație deficitară la partea de justiție. Deci este vorba de raportul Comisiei Europene asupra necesității monitorizării României, IMCV-ul, cum este cunoscut în lumea politică, și noi am rămas doar cu Bulgaria în Uniunea Europeană, 2 țări care am rămas sub monitorizarea organismelor europene, pentru că românii noștri de la vârf nu se astâmpără, nu știu să respecte legea, n-au simțul legii și au rămas cu acea boală veche din timpul comunismului, că dacă ești pe o anumită poziție în stat, nu mai răspunzi juridic, dacă ești puternic politic, nu-ți mai pasă de organele de drept. Iată, foarte multă lume face confuzie și nu se debarasează de această mentalitate. Spre exemplu, câți au intrat în pușcărie pe vremea lui Băsescu. Dau vina pe Băsescu. Acum este un adevăr că Ion Iliescu n-a instrumentat dosare juridice, dosare penale. În schimb, i-a oprit pe procurori atunci când trebuiau să-și facă datoria. Băsescu a învățat ceva din experiența aceasta, dar deja din 2007 noi am intrat și în structurile NATO și am intrat sub influența americanilor. Aici, ca să fac o paranteză, în 1994 am avut o bursă la Oxford, la cel mai serios și popular și competent și vestit colegiu al Angliei, la St. John's College. Acolo am avut șansa să întâlnesc câțiva judecători italieni veniți tot la specializare profesională, am ajuns acolo. Și tocmai în 1993 un guvern întreg creștin-democrat, din păcate, italian, a ajuns după gratii cu primul ministru în frunte. Și i-am întrebat pe judecători: cum ați reușit? Cum a fost posibil? Și atunci m-au lămurit imediat. Mafia italiană, în special mafia siciliană, punea de acum în primejdie America, Statele Unite ale Americii. Și atunci au venit peste ei americanii, pe reprezentanții sistemului judiciar, și le-a spus: aveți fonduri, aveți logistică, aveți consilieri, aveți spate, puneți lucrurile la punct.
și fortificați astfel, judecătorii italieni au reușit pentru o perioadă care n-a ținut prea mult la ei, așa să pună ordine și să trimită guvernul întreg la pușcărie. Cam așa s-a întâmplat și la noi. Băsescu a fost avertizat și asta a spus-o și public, așa dacă nu vă potoliți cu corupția, vă paște soarta Ucrainei. Lucru care s-a adeverit, Putin e cu ochii pe Moldova și cu ochii pe România și recent... Ați văzut ce ieșire a avut ministrul... S-a confirmat această variantă. Da, le-am văzut pe toate. Și atunci domnul Băsescu și el cu niște năraburi vechi, deci a dat drumul la procurori, dar poate tot cu avertismentul să se ocupe de adversarii politici, nu și de ai lui. Domnule profesor, revenind un pic la partea aceasta legislativă, a legii acestea a amnistiei și a grațierii, colegii mei chiar au pregătit și un material pe partea aceasta ca să vedeți ce implicații au avut în partea aceasta a socialului, a colectivului și a mentalului uman. Este ea necesară? Amnistie nu. Grațiere se poate da. A recunoscut și președintele României, care sigur s-a speriat de manevrele de la început. O grațiere se poate da, dar evitând cei condamnați pe dosarele întocmite de Departamentul Național Anticorupție, DNA, deci evitând ștabii cei din vârf și evitând pe cei care așteaptă grațierea din Parlament și nu din pușcărie, că dând o grațiere îi absolv și pe cei care sunt în curs de judecată, dar sunt în Parlament și sunt vreo 100 din aceștia. Ieșirea populației în stradă a fost motivată? Da. Oamenii au strigat, jos guvernul... Deci ieșirile în stradă acum au devenit mai frecvente și foarte ușor de mobilizat. Eu când am văzut că în două zile pe Facebook s-au mobilizat 3.000 de ciobani și au ajuns la guvern, am zis că internetul de acum schimbă situația. 20.000, peste 20.000 da, de iar persoane au fost în București. Aici s-au mobilizat în special tinerii, că aceștia sunt mai active pe internet. Și iată, eu, ca să fac iarăși o paranteză, în 1973 mi-am susținut teza de licență. Și ca să nu fiu obligat să dau citate din Ceaușescu la o teză de drept și de drept constituțional, mi-am luat sistemul politic american, Constituția Americană. Și atunci am aflat că dacă un american este victima unei nedreptăți evidente din partea autorităților, alți doi fac un comitet și umblă din ușă în ușă, comitetul se lărgește, iese în stradă până autoritatea cedează. Pentru că americanul gândește altfel. Dacă astăzi îl calcă în picioare pe vecinul meu și eu stau acasă, mâine vine rândul meu. 85% din americani așa gândesc. Oare pe... La noi, la vremea aceea, gândeau doar 5% astfel. Acum au început să înțeleagă. Dacă nu reacționăm la timp așa împotriva abuzului, foarte ușor cădem în derizoriu și este prea târziu. De aceea mobilizarea aceasta rapidă cu ajutorul internetului, iar varianta că i-a mobilizat SRI-ul sau președintele României este de râsul curcilor, că SRI-ul nu stă să cheme lumea în stradă. Păi, astăzi este o comisie, vă întreb, astăzi este o comisie parlamentară care analizează activitatea SRI-ului și chiar una dintre întrebări este următoarea. Dacă Serviciile Române de Informații au mobilizat oamenii în stradă? Iar această întrebare este echivalentă
cu zicala, taie frunze la câini. Nu va ieși nimic din această întrebare și tatăl meu era un țăran cu 5 clase primare înainte de primul război mondial. Da, colegi... Și el m-a învățat că nici atunci când sunt între patru pereți să nu fac ceva de care să-mi fie rușine. Astăzi, funcționarul public, magistratul, demnitarul, care crede că face un abuz, o ticăloșie și nu va afla nimeni, va ști numai el, se înșală amar. Domnule profesor, vă întrerup un pic pentru că avem un telefon din partea unei persoane care a ieșit în stradă zilele acestea. Dacă ne aude. Alo. Haideți să vedem dacă avem legătura cu acea persoană. Alo, bună ziua! Da, dacă se va realiza conexiunea între colegii, o să-mi spună. Deci, spuneați mai devreme că mentalul colectiv, de la cei 5% din perioada ceaușistă care nu gândea în acest sens, s-a ridicat. Și oamenii au sesizat greșeala guvernului și au ieșit în stradă. Iar oamenii vor ieși de fiecare dată în stradă când vor vedea amenințare, atac iminent la adresa democrației, la adresa legii. Și asta în special prin contribuția tinerilor. Așa au schimbat trendul alegerilor la alegerea președintelui României, așa au dat jos guvernul Ponta și așa vor corecta derapajele instituțiilor românești de câte ori va fi nevoie. Vă propun, s-a refăcut legătura, dacă ne auziți, alu, bună ziua! Bună ziua, da. Prin telefon avem legătura cu domnule profesor, cu unul dintre tinerii care a ieșit zilele acestea în stradă prin Iași. O primă întrebare, domnule Zanuschi, dacă ar fi să... care a fost motivația dumneavoastră primară pentru care ați ieșit în stradă, alături de celelalte persoane? Am ieșit în stradă, în primul rând, pentru a împiedica un abuz al actualei majorități parlamentare și reprezentată chiar și de guvern, prin care pur și simplu încercau să scoată o lege care să anuleze în multe cazuri pedepse pentru oameni care au furat din bugetul țării. Și nu cred că este normal ca după ani de zile în care am reușit cu greu să facem câteva progrese în partea asta a justiției, așa peste noapte, în câteva ore, să stricăm tot ce s-a făcut bun, să aruncăm la coșul de gunoi și să eliberăm mulți oameni care practic au sustras bani din bugetele instituțiilor pe care le-au condamnat. Eu am văzut că oamenii strigau în felul următor, cei condamnați să rămână în pușcărie. Acum, este necesară o astfel de atitudine? Credeți că populația a fost motivată sau a avut o motivație în spate pentru a ieși și a spune clar către cei care ne conduc, domnule, nu trebuie promulgată această ordonanță? Păi nu trebuie promulgată pentru că cei care au greșit trebuie să plătească și ar trebui să plătească în două moduri. În primul rând să-și execute pedepsele pe care le au și nici acelea extraordinar de mari și pe lângă aceasta să-și plătească daunele pe care le-au făcut. Din moment ce știm foarte bine că s-au făcut puține confiscări sau că ANAF-ul face foarte greu executări pe bunurile care au fost confiscate, dacă acei oameni mai și scapă din închisoare după câteva luni, înseamnă că acest lucru va încuraja chiar și pe viitor pe alți directori de instituții sau alte persoane cu răspundere în sfera asta publică să facă tot felul de infracțiuni pentru că vor ști că scapă destul de ușor. Domnule Zanuschi, văd că sunteți student, aveți calitate de student, sunteți unul dintre tinerii acestei țări. Au ieșit și alți tineri cu dumneavoastră în stradă sau mă gândesc dacă tinerii s-au mobilizat în acest sens sau care au fost categoriile de vârstă predominante care au ieșit în stradă și au spus nu? Au ieșit în general tineri, dar nu pot spune că au fost doar tineri în stradă, ci au ieșit oameni care și-au dat seama că este un moment critic, să-i spunem așa, un moment în care trebuie să ieșim în stradă ca să împiedicăm acest abuz.
Predominant au fost tineri, lucru încurajat și de organizarea care s-a făcut pe rețele de socializare, dar au fost și oameni care, eu știu, sunt trecuți de chiar de tinerețe, dar care au înțeles situația în care ne aflăm. Da. Domnule Zanuschi, eu vă mulțumesc pentru intervenția telefonică. Domnule profesor, ați auzit ce a spus. Rețelele de socializare a ajutat la întreținerea acestei, să spunem, acestei forme de manifest. Deci nu SRI-ul, nu niciun organism așa supranațional sau internațional. Tânărul care a ieșit în stradă îmi dă un sentiment de mândrie față de un asemenea tineret. Se vede că este un tânăr instruit, că își înțelege foarte bine mediul social și politic în care trăiește și cu asemenea tineri viitorul țării are șanse. Această lege se mai stipulează în momentul de față, așa mai pe dedesubtul și cum spuneați dumneavoastră la începutul emisiunii, un referendum. Deci eu am văzut ordonanța chiar înainte de a veni la dumneavoastră pe internet. Ordonanța conține multe prevederi rezonabile și utile, dar și cu, ar spune mai popular, șopârle, așa, în interesul demnitarilor de astăzi. Și apoi, sigur, președintele a avertizat că amnistia și grațierea nu pot face în mod direct obiect al unui referendum. Eu m-am ocupat mult de teoria referendumului în cadrul stagiului la doctorat și o cunosc bine. Dar eu cred că acest referendum pornit și-a cam atins scopul și el va fi oprit. Poate este careva care să spună... Oprit de către cine? Păi cine l-a inițiat? De către președinte. Când președintele Camerei Deputaților, care a pregătit acest proiect de grațiere, de ordonanță de grațiere, va veni și să spună susținem și noi referendumul, când toți politicienii susținem și noi lupta împotriva corupției, vorba lui Denia Iancu, dacă noi suntem la guvernare, ce să mai facă revoluție? Cât, sigur că referendumul ar da rezultate de 80% în susținere, da. Credeți că mentalul colectiv din România... Da, lupta împotriva corupției s-a văzut acum că, deci, partidul de guvernământ a câștigat alegerile nu pe niște isprăvi deosebite, ci pe niște promisiuni care din primele zile de guvernare s-au dovedit a fi deșarte. Dovadă că n-au trecut la împlinirea acelor promisiuni, ce s-au repezit să-și curețe dosarele. Așa au făcut și în 1990, când au pus mâna pe putere. Bine, au mai fost unele pastile aruncate așa, au mai dat legi cu privire la educație, pastile, reduceri... Pastile deja s-au topit, pentru că eu cunosc foarte multe legi care au reglementat bani pentru învățământ, bani pentru sănătate, terenuri pentru tineri, așa, și una e să legiferezi, alta e să aplici legea. Și de la legiferare până la realizarea dreptului e cale lungă. Echivalent cu proverbul, până la Dumnezeu te prăpădesc sfinții. Da. Deci s-au mai dat, dar iată încurcături mari. Bugetul a ajuns patului Procus sau plapuma calicului, tai de colo, rămâi gol colo, muți de colo, te golești din colo și numai ce ajunge. Da, vă întrerup pentru că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Da, dragi telespectatori, revenim imediat.
Cred că cel mai tare rău îmi pare că nu am reușit să filmăm, pentru că trebuia să dăm pauza de publicitate, ca să vedeți și în pauza aceasta lucruri pe care mi le-a povestit domnul profesor Vasile Lupu despre adevăratele probleme ale acestei țări. Probleme care vin în mare parte din urma unui regim asupritor, să-l numim așa. Dar până acolo, dragi telespectatori, vorbim despre legea amnistiei și legea grațiere, o lege, o ordonanță de urgență care a pus pe jar România și au fost atât meeting-uri, să spunem așa, la nivelul celor mai mari orașe din România. Domnule profesor, a ieșit și Iohannis în stradă. A ieșit în stradă și a zis că susține din toată puterea lui și tăria lui, pe care i-o dă legea, presupun, neaprobarea acestei legi. Pe care i-o dă condiția de cetățean. El așa s-a prezentat. S-a prezentat ca cetățean. Da, s-a amestecat cu ceilalți, s-a prezentat cu cetățean. Deci, iată care este părerea mea. Guvernul trebuie să renunțe la ordonanță și să aducă proiectul de lege în Parlament. Să fie o dezbatere pe față cu toate textele pentru a se evita acele ocolișuri, să se renunțe la ideea de amnistie care să spere dosarele demnitarilor politici și atunci legea grațierii va trece și se va renunța și la referendum. Domnule profesor, motivația oamenilor politici care au adus în fața cetățenilor această lege este următoare. Ei spun că, domnule, noi plătim amenzi usturătoare de rândul zecilor de milioane de lei către Uniunea Europeană, deoarece nu ne aliniem la status quo comunitar, la legile europene, cu privire la norma deținuților pe metru pătrat, pentru faptul că avem 175% procent de ocupare a penitenciarilor și așa mai departe. Ca să nu mai plătim aceste datorii, dăm o astfel de lege care va mai micșora acest procent. Asta a fost partea de propagandă. Dar au ieșit demnitarii noștri să spună cât a plătit statul român pentru hotărârile judecătorești împotriva restituirii proprietăților la CEDO? Sau au ieșit politicienii români să spună că de 3 ani de zile Curtea Europeană a Drepturilor Omului nici nu mai judecă pricinile românilor privind fondul funciar, că aceste plângeri au sufocat Curtea Europeană și Curtea Europeană a amenințat România că va cere adunării parlamentare a Consiliului Europei excluderea României din Consiliul Europei. Excluderea României din Consiliul Europei ar fi o catastrofală, pentru că am ieșit și din Uniunea Europeană, am ieșit și din NATO. Dar grațierea este pe cale de o accepta toți, dar nu cu destinație, nu cu dedicație pentru demnitari, ci pentru cei din pușcării. Iar eu pot să spun telespectatorilor că acești grațiați în câteva luni se vor întoarce din nou în pușcării pentru că vor săvârși alte fapte. Am experiența mai multor grațieri. Și la câte nenorociri sunt pe capul românilor, acești 2500 care suferă teribil după unii, a fost doar pretextul. Și tot ce s-a spus în jurul suferinței acestor blestemați ai soartei n-a fost decât propagandă, adevărul, argumentele reale fiind interesele personale ale demnitarilor și nici de cum suferința din pușcării. Dar s-au preocupat politicienii români de cei care au rămas după morții de la Revoluție, ca să nu le spun de morți, familiile care au rămas așa de la mineriadă, celelalte familii sacrificate ca urmare a abuzurilor autorităților în ultimii 25 de ani, cum se ocupă acum de deținuți. În concluzie, părerea mea este că ordonanța va fi sprijinită chiar de președintele Iohannis, dacă se aduce în Parlament, se dezbate pe față, cinstit, așa cum se convine,
Ordonanțele de urgență au fost o blestemăție pe dreptul românesc. Nicăieri în Europa nu veți găsi o legiferare preponderent prin ordonanțe ale guvernului. Problemele importante ale țării se duc în Parlament. Și urgența a venit numai între anul nou și bobotează de 25 de ani, fiind același regim în pușcării, n-a fost urgență. Eu cunosc o practică bogată a Curții Constituționale, care a respins ordonanțe de urgență pe lipsa urgenței. Tocmai pe lipsa urgenței. Deci acest text trebuie adus în Parlament și dezbătut și atunci lucrurile se clarifică. Este normal într-un stat care se vrea a fi un stat de drept și care se vrea a fi un stat cu cele trei mari puteri, executivul să fie de fapt un legislativ? Pentru că... Deci nu se mai justifică rolul Parlamentului. Și dacă a lăsat adunarea constituantă, a lăsat posibilitatea unor ordonanțe de urgență numai pentru marile urgențe. Dar și pentru vacanța parlamentară. Nu, acelea sunt ordonanțe simple. Atunci exact. Este firesc că Parlamentul dă un mandat guvernului să legifereze în anumite materii, dar nu în materie de lege organică, pentru că onor textele acestea ale codului penal și a codului de procedură penală sunt legi organice, nu vii prin ordonanță de urgență să legiferezi aici, iar dacă se face inventarul ultimilor 10 ani, s-a legiferat de 2-3 ori mai mult prin ordonanțe decât în activitate normală în Parlament. Aceasta este foarte grav și decredibilizează însuși Parlamentul, dar și celelalte instituții ale statului. Domnule profesor, dacă ar fi, mai avem câteva minute, cred că până la final, dacă ar fi să enumerați câteva probleme stringente ale statului român, din toată experiența dumneavoastră de om politic, de om la catedră și ca cetățean, și în calitate de cetățean al acestei țări, care ar fi acele? Deci, dacă suntem membri în Consiliul Europei și am acceptat valorile Consiliului Europei, respectiv statul de drept, cu cele două coordonate, primul obiectiv ar fi ca autoritatea de stat, fie din puterea executivă, fie din Parlament, fie din puterea judecătorească, să se orienteze asupra omului, asupra dreptului fundamental al omului, asupra drepturilor fundamentale. Și acestea sunt dreptul la viață, dreptul la proprietate, dreptul la libertate. Pentru că dacă individul are garantate aceste drepturi, el se dezvoltă, are inițiative, este creator. Domnule și profesor, în al doilea rând să respecte legea. Din păcate, da. Timpul nostru s-a scurs, mi-aș fi dorit să vorbim mai multe aspecte, dar asta e. Dragi telespectatori, până data viitoare vă spun numai bine. O zi bună! Un an bun!